Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am regăsit la un nou episod! Suntem aici alături de Houdini! Salutare! Ce mai faci tu, Houdini? Ha, eu sunt pregătit aici, Foxy, să le arătăm ceva noutăți! Ce noutăți? Adică ce, la ce să ne așteptăm? La niște skinuri noi de la șmechere rău de tot! Cum ar fi? Cum ar fi Coach Mike, de exemplu. Antrenorul Mike, da. Care ne uităm aici pe shop. Hai să vedem. Vrei să te uiți pe shop să vezi care e treaba? Da, acum ne uităm. Am înțeles. Pentru că urmează să apară și vedem exact în cât timp. Uite aici. În 6 zile și 10 ore. Ohoho. De asemenea și pe CG Shelly. Pe care îl avem deja, adică bine, mă rog, pe contul abonatului nostru. Putem spune că nu-l avem noi. Da, dar l-am văzut, știm cum arată. Da, este foarte frumos skin-ul, dar uite ce am observat. Că putem lua acest skin cu Star Points. Mamă, skin nou pe Ems cu Star Points. Mamă, ce fain e. Da, și e Ems așa blondă. Da, am și uitat că poți să-l iei cu Star Points. Și mi se pare foarte șmecher. Am o groază. Chiar e fain, da. Tu ai 4170 de puncte, deci poți să iei skin-ul ăsta. Să-l iau? Eu zic că da, nu știu, mie mi se pare că arată super șmecher. Ce ziceți, vulpițelor și vulpișorilor, se merită să luăm? Eu zic că da, mai ales că mai e ofertă doar 10 ore. Îl cumperi? Da. Mă provoci? Te provoc. Ok, vulpițelor și vulpișorilor, mă provoacă Houdini, n-am ce face. Hop, și skin nou pe Ems. Mamă, ce fain. Este nice. Ems care merge la colegiu. Hopa, hopa, deci nu orice fel de Ems. Și hai să ne punem cu ea pe ecran. Dacă tot am luat skin-ul ăsta șmecher, unde este Ems? Nu știu, caut-o, ia uite. S-a pus prima. S-a bun, pus și acum top. Fă o blondină, ăla e Foxy, opa, gata. Am făcut-o ca mine, practic. Da, blondina fatală. Și acum o să continuăm și o să vedeți cum se mișcă antrenorul Mike. Adevărat, na, haideți acum să-l vedem repede pe antrenorul Mike. În premieră, înainte să-l putem cumpăra. Hai forță. Să vedem. Mamă, ia uite-l acolo, Foxy. Ce driblează. Ce jonglează. Oare... Astea sunt jonglerii sau scrieți voi în comentarii ce, cum se numește? Da, adică scrieți acolo în comentarii, Mike driblează sau jonglează, că noi nu știm exact ce face. Hai să-l mai punem încă o dată pentru că a fost foarte scurt. Ia uite-l aici, ia uite-l, Foxy. Ia uite, mă, ia uite, bă, dar mai dă și câte un picior așa și câte un genunchi, vezi? Uh-huh. Deci, practic, driblează și jonglează în același timp. Le face pe amândouă. Da. Era fain dacă vedeam și cum suflă din fluier. Deja erau trei. Da, și de asemenea o să vedeți cum o să arate skin-ul acela Horus Bow, care o să fie băgat în aprilie. Tot așa se mișcă. Hai să-l vedem. Dar înainte de asta o să fie și puțin din skin-ul cu Mike. Da, o să fie din skin-ul cu Mike când pierde mai exact. Uite ce supărat este. Aolei, fluieră fluierul. Și aici este Horus, ia uite. Mamă. S-a băgat în piramidă. Ia uite, ia uite ce mișcări are. Ia uite cum scoate piramida. Ia uite, și mă, se bagă în ea, bă. Și mai chiar și skin-ul ăsta pe Horus. Hai să vedem din nou această filmare. Hai să mai punem o dată. Ia uite, așa face când pierde. Supărat, Maicu. Supărat, supărat sunt iarăși, domne, supărat. Și Horus Bow ăsta e și mecherau. Ia uite, ia uite. Vreau piramide, piramide. Vezi ce mișcări are? Da, fain. Îl absorbe piramida aia. Adevărat. Deci eu zic că merită, stai să văd aici pe shop, dacă, dar de fapt nu scrie cât o să coste. Nu scrie, da, nici unul dintre ele. Și nici nu poți să dai click pe ele. Da, ca să poți vedea. Sunt curioasă cât o să coste când o să apară. Și eu sunt curios. Acum sper să nu fie foarte, foarte scumpe. Da. Și acum, în continuarea episodului, neapărat înainte să ne spuneți ce credeți despre Mike, capitanul, antrenor, dacă vi se pare șmecher mișcarea lui, dacă credeți că o să merite și dacă sunteți nerăbdători să-l cumpărați.
De asemenea, The Horus Bow, care o să apară în aprilie. Eu zic că e șmecher, nu? Piramide! În sfârșit un brawler cu piramide. Și de skin-ul meu super pe Ems, nu? Da, noua achiziție. Și mai avem ceva. Avem o secvență luată de pe live. Cei care nu ați fost pe live-ul meu, nu mai știu când a fost, săptămâna trecută, am făcut ceva super, super șmecher și era ceva de genul, serios, asta să facem pe live? Am cumpărat un skin foarte, foarte scump și foarte șmecher și o să vă pun în secvența să o vedeți acum. Adevărat, o să o vedeți acum! Ce vrei să vedem pe shop? Nu știu de asta, ne uităm să vedem ce vrea Aurel să vadă pe shop. Na, eu... decât de Sandy, eventual. Uite, da, skin-ul pe Sandy. Și cam atâta. Exact, da. Deci doar skin-ul pe Sandy. Iată, dă un pic în capăt, care 12.000 de star points. Îl vrei pe bow ăsta, Aurele? Îl vrei pe bow ăsta, Aurele? Hai să vedem. Mamă, ia uite skin-ul ăsta pe bow. Îl cumpărăm, Aurele? Ia să vedem ce zice Aurel. Cumpărăm skin-ul ăsta șmecher cu 10.000 de star points? Bănuiesc că de asta au vrut să ne uităm pe shop, nu? Sau? Vrea megabox. Megabox? Ce megabox? Vrei să cumpărăm megaboxuri? Așteptăm răspunsul tău. Haide, Aurele. Da, Foxy. Da, Foxy, pentru ce? Da, Foxy, adică da, îl cumpărăm pe asta? Ăsta, gen, zic da skin-ul sau da... Cumpărăm skin-ul ăsta șmecher rău de tot? Ce zici? Da. Da, mamă, da. Deci da. Eu îl cumpăr, Foxy. Mamă, Houdini, nu! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, mă? I-am cumpărat skin-ul ăsta. Wow! Mamă, light mega bow direct. Wow, Houdini. 10.000 de star points s-au dus, Foxy. Mamă, păi... Gata, cam aceasta a fost secvența. Era ceva de genul, eram pe contul lui Aurel și făceam opening și ne-a zis să intrăm pe shop și eram ceva de genul, oare ce putem face aici? Și ne spune să cumpărăm megabox inițial și apoi ne zice să cumpărăm skin-ul și eram ceva de genul, serios, skin-ul ăsta super scump, e sigur? Și Houdini ți-a apăsat și l-a luat. L-am luat, Foxy, dacă ne-a dat acordul, a fost gata, dacă se răzgândea într-o secundă. Asta este, na, nu mai aveam ce face, nu? Adevărat. Deci încă un skin achiziționat acolo pe contul lui Aurel. Ok, și acum în continuarea episodului o să facem ceva ce vă place foarte mult. O să continuăm seria în care vă dăm note conturilor din Brawl Stars și am rămas la numărul 51 pe lista noastră. Da, Foxy, dar întâi trebuie să dăm drumul la muzică, să cânte DJ-i. DJ! Bumții, yay. Bumții, bumții! Trebuie să-l chemăm pe Frank pentru asta. Adevărat! Să ne bage aici muzică pe sistem. Deci am rămas la poziția 51. Hai la 51 și, opă, este chiar Chris Safi. Oare? Am rămas la poziția da, 50... la 51, da. S-au mai schimbat între timp, îți dai seama, probabil o mai fi ieșit cineva, o mai fi... intrat altcineva, dar nu contează și unboxează, noi mergem în continuare. Pentru că la poziția 52 mi se pare că i-a mai dat notă. E posibil, da, e posibil, asta este. Se mai schimbă pozițiile în funcție de trofee și așa mai departe. Ok, hai să vedem atunci la poziția 51. Chris Api. O fi fată? Nu știu, posibil. Cine hai să știe? Vedem. Nu spunem că nu știm exact, dar na. Cred că e posibil să fie fată. Are 6 minute la Robo Rumble și 2 secunde. Forță! Super! 10.000 de trofee. Nice! Ce... 801 victorii la 3 vs 3, forță! Super! Cam la puțin solo. La solo. Hai să vedem aici la Brawler. Și la 2 cam puțin tele. Brawler, ia să vedem. Văd unul maxat deja, op, op. Oare are legendare? Nu hai să știu. Vedem. Nu, dar are Jackie, da. Super! Și hai să vedem dacă are maxați. Cred că am are văzut. Un singur maxat. Unul singur oare? Da. Eu sincer mă gândesc la un nota 8.50. 8.50? Dacă nu are nicio legendară și dacă avea și legendare. Dar trebuie să facă diferența asta, pentru că sigur unele persoane or să aibă două legendare sau poate chiar trei.
Și atunci, na, trebuie să fie o diferență totuși. Are mult la Robo Rumble. Da. Și are multe win-uri la 3 vs 3. Un 8.50. Eu îi dau 8.75 pentru okay. că are Jackie. Ok, bine. 8.75 atunci pentru Jackie. Super, bravo. Forță. Și acum cred că, nu știu exact dacă i-a mai dat, dar parcă îi țin minte numele. O să primească iară notă. Da, acum primești o altă notă, cel mai probabil, în funcție de ce se întâmplă acum pe episodul ăsta. Este mai bună, pentru că nu mai țin minte. Vedem acum, are puține win-uri, vezi, uite, are mult mai puține win-uri. Mamă, la 3 vs 3. Poate suntem mai aspri pe acest episod. Cine știe, uite-te acolo, vezi, uite, 532 la 3 vs 3, dar are mai multe la 2, ceea ce înseamnă că se împarte, ar veni exact cam aceeași treabă. Singura problemă este că are puține win-uri și la solo. Da, la solo foarte are 37. Puține. Mai puține minute la Robo Rumble. Și hai să vedem și restul. Oare are legendare? Uite, oh, are. Vezi, are o legendară. Una singură sau? Da. Da, o singură legendară. Maxați. Hai să vedem. Maxați? Are ceva maxați? N-are niciun maxat. Persoana cealaltă avea și un maxat. Atunci eu zic că merită... Aș da la fel nota, sincer. Aș da tot 8.75. Tot 8.75. Sau hai să zicem 8.80 pentru că are legendară. Eu, are mai puține la Robo Rumble, asta e faza, mai puține minute. Are la win-uri, stă cam la aceeași poziție, dar sincer, nu are maxat. Tu ești mai îngăduitor ca mine puțin. Eu i-aș da 8.50 pentru că nu are maxat. Uite, da, avea doar un singur maxat persoana cealaltă. Da. De asta mă gândeam. Dar aici nu are deloc. Da, dar are legendară, Foxy. Legendara e legendară. Legendara zici că valorează mult. Legendara bate orice, eu așa zic. E greu să ai legendară. Ok, hai să fie 8.75. No, bine, să fie egalitate atunci, 8.75. Nu știu ce notă i-am. 8.80 i-am dat. Data trecută. Ah, ok, data trecută nu mai știu. Hai să vedem la Isiandra. Toate notele sunt acum fresh pe fiecare episod. Ia aici uite, foarte puține win-uri. Da, mai multe la Bun. Solo ca Vicmar. Da, dar are puține la 3 vs 3 și la duo. Așa, bun. Are 5.44, dar sub 6 minute. Hai să vedem aici dacă găsim legendare. Avem Jackie. Și n-are niciun maxat, nu? Nu. Nu, deci 8.50, clar. 8.50, felicitări. Felicitări. Uite, numai fete avem. Opa! În episodul de astăzi, cred că. Da, are Spike. Cristina. Ai văzut care Spike? Are am poza văzut, cu Spike. Am văzut. Ia uite, vezi, are destul de multicele win-uri. Uh-huh. Are chiar mai multe decât toate persoanele de până acum, care 622 la 3 vs 3, are 134 la solo și 335 la duo, ceea ce înseamnă că are mai multe. Are aproape 6 minute la Robo Rumble, ceea ce este super ok, chiar 2 secunde îi lipsesc. Wow, da, ce puțin brawler. Hai să vedem, oare are legendară? Are, sigur, are și un maxat, am văzut. De fapt, are, da, că are pe Spike și are, și, are și, Jackie. Și Jackie. Ai văzut, și are și maxat? N-are ba, dar are un maxat. Eu zic că merită 9. I-aș da mai mult puțin. Chiar mai mult? 9.50, da. Mamă, ce darnic este Houdini. Mai deci... duce mai departe Foxy cu nota. Deci... Îți dai seama că are și maxat, și legendară, aproape 6 minute și are și cele mai multe. Da, dacă facem media dintre nota mea și nota ta, 9 cu 9.50, 9.25, hai să zicem. Exact, deci 9.25 iese pentru Cristina. 9.25. Felicitări. Următoarea este Daria. Hai să vedem Daria. Are 6 minute și o secundă. Da, dar are foarte puține win-uri, ceea ce este cam nasoliches puțin. Bun, și hai să vedem și la Brawler. Are 26 din 34. Are un maxat, îl văd din prima. Adevărat. Legendare. Da, are și are o mitică. Deci un maxat și o mitică. Dar are un maxat totuși. Da. Nu știu ce notă. Un 8? 8, hai 8, da. Are puține win-uri, are foarte puține win-uri. Da, da. Nota 8. Am zis că îi dau 8 pentru aceste 6 minute. Adevărat. Nota 8 pentru Daria. Felicitări. Felicitări. Hai să vedem și la Răzvan. Uite acum un
un vulpișor așa pe forță. Mai puțin la Robo Rumble, așa. Da, dar 5-5-4. Are multe win-uri la duo. Are destul de bine și la 3 vs 3. Dacă le aduni așa fac 900 la cele două și la solo. Are ok. Da, dar are multe în total, știi, dacă le aduni. Are Spike. Are Spike, clar. Are 2 maxați. 2 maxați, mamă. 3 maxați, aolo. Are și Jackie. Spike. Are Spike. Ce mai are? Hai să-i numărăm maxați. Mamă, 10 îi dăm Foxy la, la vulpișorul Răzvan. Da, are și Jackie. 1, 2, 3. 3 maxați. Jackie și o legendară. Până acum, sincer, dacă mai aveai și 6 minute la Robo Rumble, aproape că îi dădeam 11, dar așa, nota 10. 10 cu felicitări. Eu sunt mai dură, o să-i dau 9,85. 9,85? Da. De ce Foxy 9,85? Pentru că mi-ar fi plăcut ca să aibă 10 în cap. Așa. Să aibă mai mult și la solo. Păi da, dar gândește-te că are cele mai multe win-uri aproape. Da, Houdini, da. 10 cu 9,85 rotunjit, cât este? 10. Păi nu? Adevărat. Nota 10. Felicitări! Pentru Răzvan, felicitări! Iată, următorul nume se numește Vișinică. Salut, Vișinică! Ce interesant e numele. 279. Uite, mai mult la solo. Mai da, dar are foarte puține la duo. Are 6 minute și 13 secunde. Nu are multe. Dar are puțini brawler. Are Jackie. Jackie, da. Mr. P. Ce e așa mai interesant, dar nu are... Și cam atâta, da. Maxat? Sincer, e greu, n-are niciun maxat. Ok. Deci stai să ne mai uităm o dată. Mi-a plăcut... Are multe minute acolo, da. Timpul lui mi-a plăcut. Ia aș da pentru asta un 8.25, pentru că are destul de mult la Robo Rumble, sincer. Are cel mai mult din ce am văzut. Eu îi dau 8.30 și pentru numele Hasliu. Ah, ok. Vișinică. 8.30 atunci. Felicitări! Bravo, Vișinica! Gabriela, 57. Hai să vedem și pe Gabriela. 5 minute 55. Uite, mai mult la 3 vs 3. Mai puțin la solo. La duo, cred că era mai mult ca da. Dincolo. Hai să vedem la brawler. Opa! 2 maxați, nice! Super, bine, forță! Oh, Spike! Oh, și legendară! Încă un maxat! Sandy! Mamă, două legendare și câți maxați? Mamă, stai să-i număr. Eu zic că merită 10. 1, 2, 3. 3 cred că erau. Da, 3 maxați și 2 legendare. Exact, da. Pentru care 2 legendare și 3 maxați, nu? 3 zis. Da, da. Atunci merită total 10. 10 cu felicitări. Cu felicitări, dar mai trebuie totuși să mai crească timpul acolo la Robo Rumble și win-urile. Exact. Hai să vedem acum la Alex. Văd că are Jackie. Nu, dar are fix la fel timpul. 5 minute 55. Aș jucat, da? Împreună. Are 260 de trofee, de trofee, doamne, de victorii. La 3 vs 3, 338 la solo și 101 la duo. N-are chiar așa multe victorii în total. Dar hai să vedem. Vedem că are Jackie din iconiță. Hai să vedem dacă... Uite, are și Crow. Are Crow, are o legendară, mamă. Forță și Jackie, deci, da. Da, deci are Crow și Jackie. Și hai să vedem dacă are maxați. N-am observat. Nu are, cred. Nu, n-are maxați deloc. Dar are Crow. Da, are Crow. Ne mai uităm o dată și aici. Are cam puțin telewin-uri și are și puțin Robo Rumble. Nota 9, zic eu. Pentru că are legendara. Da, și eu mă gândesc tot la 9. De la data 9. Aceasta suntem de acord. Adevărat. Alex, felicitări. Bravo, Alex. Nota 9. Următorul este Daniel și este și ultimul. Hai să vedem și pe Daniel. 5 minute 31. Wow, ce mult are la 3 vs 3. Da, are mult la 3 vs 3 și la duo. Ma, la solo. Deci are cele mai multe win-uri, nu? El are cele mai multe win-uri din toți pe care i-am văzut astăzi. Adunate, da, clar. 5 minute 31 de secunde. Cam puțin la Robo Rumble, dar hai să vedem ce brawler are. Are un maxat, am văzut. Deci e bine, forță pe maxați. De are și legendară ar fi... N-are nicio legendară. Dar are un maxat. Are un maxat, da. Eu zic să-i dăm 9 pentru că are cele mai multe win-uri.
Sincer. Asta zic și eu. Nota 9, care cele mai multe win-uri. Mi se pare super șmecher, care foarte multe win-uri înseamnă că are și un maxat. Da. Super tare. Deci acum eu... că nu a avut noroc la legendară, asta este cât să până, cât să până. Exact, asta este. Pentru următorul episod, de la 61 în jos o să fie 10 poziții. Deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să rupeți butonul de like, share și subscribe, clopoțel ca să primiți toate notificările de la mine. Instagramul meu este foxy.insta, o să-l repet, Instagramul meu este foxy.insta. Vă pup și ne reauzim data viitoare. Pa, pa!